Ca în fiecare campanie majoră în Statele Unite, candidații încearcă să își alăture imaginea unor celebrități, indiferent de domeniu. Că sunt lideri politici, actori, artiști sau lideri de sindicat, toți sunt luați în calcul pentru a strânge cât mai multe voturi. Kamala Harris, candidata Partidului Democrat, a fost în Las Vegas, dar nu singura. I am an actor and an entertainer and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. Și pentru că era la un meeting electoral, Jennifer Lopez a ținut să amintească de originea sa portoricană, după ce, la un meeting al lui Donald Trump la New York, un actor de comedie susținător al Republicanului a descris Puerto Rico ca fiind o insulă plutitoare de gunoi. You can't even spell American without Rican. This is our country too, and we must exercise our right to vote on November 5th. And we will win, because here's what I believe, when you know what you stand for, you know what to fight for. And we all know we have an opportunity in this election to turn the page on a decade of Donald Trump trying to keep us divided and afraid of each other. We're done with that. We're done. Pe 5 noiembrie 2024, Statele Unite aleg al 47-lea președinte, cu rezultat dificil de prezis. Sondajele de opinie arată o cursă strânsă, inclusiv în cele 7 state cheie care vor decide rezultatul votului. Pennsylvania, dispunând de 19 voturi electorale, este premiul cel mare pentru care se bat cei doi principali candidați.